Nu vine să cred că am luat 4. Trebuie să-l ascund de mama. Dar știu ce pot face. O să trec cu placa de păr peste notă și dispare, ca prin magie. Ups, vine mama. Trebuie să mă mișc rapid. Cred că merit un 10+. Ce se întâmplă aici? Gina, ai ajuns acasă deja? Ah, hei mama, am aflat nota la test. Stai puțin, ia să văd. Oh, nu, o să mă prindă. Sunt mândră de tine, scumpa mea. Mi-ai moștenit deșteptăciunea. Ai dreptate, mama, și de la tata am moștenit și retenia. Iu, am reușit, credeam că o să întârzi. Ok, unde mi-e caietul? Aș vrea să mă pot așeza în altă bancă. Ah, uite-l! Ce-i ăla? Nu, mi-a alunecat creionul. Super, și acum nu mai am radieră. Bună, ce faci? Ai cumva o radieră? Sigur, stai puțin. Sigur am una pe aici pe undeva. Unde-o fi? Ce te gunoaie? Regret că i-am cerut-o. Stai puțin, știu că e pe aici. Scuze, n-o găsesc. Ah, ok. Stai, ce-i aia? La ce te referi? Ah, aici era. Mulțumesc, ce ciudat a fost. Ar trebui să-mi fac ordine în rucsac. Stai, nu mai suport. Cred că te pot ajuta. Am ceva perfect. O să pliez o coală de carton în trei. O să pliez o parte peste celelalte. O să pun lipici pe margine. Apoi o să lipesc și cealaltă parte de ea. O să mă asigur că s-a lipit. O să pun niște lipici în vârf, acum o să o pliez în două. Arată ca un plic. O să-l las deoparte. O să repet procesul cu mai multe foi de culori diferite. Parcă ar fi un curcubeu. O să le învelesc într-o coală de spumă. Apoi o să prind cu bandă sky. Și o să-i fac o față de unicorn din spumă. Seamănă cu un portofel și e drăguț. Poftim, e pentru tine. Wow, tu ai făcut asta? Ce tare! Wow, ia uite! Am loc pentru toate lucrurile! Abia aștept să-l folosesc! E fix ce-mi trebuie! E perfect! Cred că l-am umplut! Mi-e foame! Vreau ceva de mâncare! Poate am ceva în rucsac! Așa cred! Nu-i bai! Am ceva pentru tine! În semn de mulțumire! Poftim? Cum l-ai scos de acolo? Hei, nu mă plâng! Sunt preferații mei! Nu curge nimic! Oh, nu! Nu! Lăsați-mă în pace! Poți fugi, dar n-ai scăpare! Nu putem să vorbim despre asta? Vreau să-ți văd notele! Ce insistentă e! Hei, Gina! Nu! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut asta? Îmi cer scuze, a fost un accident. Hai să te ajut rapid. Nu găsesc capacul. Stai, cred că știu ce să fac. S-ar putea să meargă. Putem folosi păpușa? Bine, capul păpușii. O să-l detașez de corp. Apoi o să-l pun peste sticla cu lipici. Și o să-l învârt ca să stea fix. Hei, îmi place. Acum dăm notele alea. Trebuie să te miști rapid. Wow, o să apăs pe sticlă ca să iasă lipiciul. Parcă ar fi muci. Arată cam grețos, dar e amuzant. A funcționat perfect. O să o lipesc de test. N-o să-și dea nimeni seama. E rândul meu. Stai de 6, să nu vină profa. Wow, ce tare. Super, Wendy. Ambio 4, salut plus 10. La fix. În sfârșit, te-am ajuns din urmă. Vreau să știu ce notă ați luat la test. Arătați-mi testele. Poftim, fără frică. M-ai surprins. Felicitări, Gina. Și tu, Wendy? Ok, nota mea. Voilà. Alt plus 10? Wow, eram convinsă că ai picat. Excelent, fetelor. Stați puțin, ce-i asta? Nu înțeleg copiii din ziua de azi. Dați-mi-o mie. Am parte de normal. Fiu. Haide, vino aici. Bun, suntem gata să o facem. E timpul să stoarcem pasta de dinți în suc. Hai să vedem ce face.
Nu se poate! E uimitor! Trebuie să nimeresc unghiul ăsta! Stai! Ce naiba? Cum de mi s-a rupt așa unghia? E cumplită! Oh! Ok, trebuie să mă calmez, nițel! Sunt nevoită să folosesc pila pentru urgențe! Oh, ce se întâmplă acolo? Știi regulile! Fără produse de machiaj la ore! Oh, nu vreau să se țipe așa la mine! Mai bine nu-mi pilesc unghii acum! Stai puțin! Cred că am o idee! Da, sigur o să meargă! Ok, o să pun pila jos și rigla peste ea! Și acum o să încep să marchez centimetri pe pilă! Până la capătul pilei! Bun, sunt toți notați! Și acum o să pun numerele! Trebuie să aibă cifre dacă vrei să funcționeze pe post de riglă! Mă asigur că am scris frumos! Da, planul meu e gata! Acum pot să-mi pilesc unghia! Și hei, merge și ca o riglă! E grozav! O să am unghii frumoase și teme de nota 10+. Of, foile astea sunt încurcate rău! Nu o să fie distractiv! Uf, auci, auci, au! Totul e și mai rău acum! Gata, trebuie să rezolv problema asta! Vino aici, capsatorule! Hă? De ce nu merge? Nu mai are capse! Normal! Hei, stai puțin! Cred că am o idee despre ce aș putea să fac! Ok, foile sunt toate organizate frumos! Și acum cutterul meu! O să fac două tăieturi aici și aici! Și o să îndoi aici și o să bag colțurile în cealaltă deschizătură! Așa, sunt capsate fără capse! Ah, în sfârșit foile sunt organizate! Nici nu o să se mai prăștie! Am plecat la oră! Ora asta e cea mai nașpa! E așa plictisitoare! Mi-aș fi dorit să fie timpul să plecăm acasă! Bun! Cine poate rezolva problema asta? Eu! Alegeți-mă pe mine! Eu! 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 Ah, ești așa norocoasă! Hai că poți! Cum să fac asta în capul meu? Hei! Psst! Ajută-mă cu asta! Of, bine! Trebuie să țintesc perfect când arunc asta! Creioanele! Țintește în creioane! Oh! Cum s-a întâmplat asta? E cineva responsabil pentru asta? Mai bine le ridic! Da! A mers! Bun! Vin acum! Rapid! Fă schimb de locuri! Profa încă e neatentă! Ok! Trebuie să-mi schimb înfățișarea! Să nu uit să-mi scot elasticele din păr! Ok, înfățișarea e potrivită! Acum să am aceeași atitudine! Ok, ăla-i ultimul creion! Poți să te miști și mai încet cu ecuația aia? Of, ok, fie! Primul număr e un 2, deci o să desenez două linii. Al doilea număr e un 1, deci o să adaug o linie. Apoi, în cealaltă direcție, 3 linii pentru 3. Și apoi 2 linii pentru ultimul 2. Și acum desenăm linii curbate. Uite așa! Urmează punctele, un punct unde se intersectează fiecare linie. Se pare că zona asta are 6 puncte. Secțiunea din mijloc are 7 puncte și ultima secțiune are 2 puncte. Gata! Acum să unim numărul... 672 este răspunsul! Gata! A fost floare la ureche! Să vedem! Stai! Tu ai rezolvat-o? Minunată treabă! Bravo! Bun! O să vă întreceți în rezolvarea acestei ecuații! Sigur o să câștig? Vom vedea! Așa! Și start! Uite ce intens muncește! Stai! Ea nu se întrece? Eh, mă rog, se pare că o să câștig atunci! Ce face acum? Își pilește unghiile? Super ridicol!
tot nu o ia în serios? Cafea? De unde și-a luat-o? Și o ciocolățică? De ce nu mănâncă prânzul atunci? Bun, o să continui. Sunt gata! Ce? Nu se poate! Cum să fie posibil așa ceva? Dar eu nu mi-am rezolvat ecuația încă! Ea muncește prea mult! Eu prefer să muncesc mai steț! O să scriu primele numere deasupra! Și al doilea număr pe lateral! Ok! 3 ori 7 face 21! Deci o să scriu numărul ăla în acest colț! Ok! Apoi urmează 7 ori 1! E simplu! 7! Răspunsul ăla vine în căsuțele din mijloc! Apoi, în sfârșit, 4 ori 7! Și e 28, evident, în ultimele căsuțe! Primul număr e 2! Apoi o să adun următoarele două căsuțe! Dă 1! Apoi următoarele căsuțe! 7 plus 2 egal 9! Deci ăsta vine aici jos! Și ultimul număr, 8, vine și el jos! Și ăsta e răspunsul! 2198! Rezolvat! Ok, de markerul ăsta am nevoie! Așa, o să încep să scriu! Ah, părul lui Kevin e așa drăguț! E și simpatic și frumușel! Of, aș putea să mă uit toată ziua la el! Wow, cred că am visat cu ochii deschiși! Oh, nu! Nu, nu, nu! I-am scris numele și am desenat inimioare peste tot! Bun, ăsta-i buretele! Nu merge! Nu se șterge! Cred că am folosit markerul greșit! Ah, paharul cu apă o să mă ajute! O să iau o gură mare! Ok, acum sunt pregătită! Și acum să trec la frecat! Haide, haide, haide! Șterge-te! E inutil! Nu merge nici asta! Ce o să mă fac? O să fiu rușinată pentru totdeauna când oamenii o să vadă asta? Ha? Ce se întâmplă aici? Da, îmi pare rău, dar nu se ia! Stai liniștită! Am un truc care o să ne ajute! O să ai nevoie de markerul ăsta pentru tabla albă, totuși! Trebuie să acoperi markerul permanent cu celălalt marker! Fiecare linie trebuie să fie acoperită! Ok, te uiți? Și încep cu buretele! Vezi? Se șterge totul acum cu buretele! Nu mai trebuie să freci! Ta-da! Nu va mai scrie Kevin pentru totdeauna pe tablă! E mult mai bine! O, Doamne, vine Kevin! Iu, era cât pe ce? Stai liniștită! Buzele mele sunt pecetluite! Vreau să fie cât se poate de ascuțit creionul ăsta! Oh-oh, simt că vine să strănut! Hei, pot să... Achiu! Ah, ups, îmi pare super rău! Ce de resturi de creioane ascuțite! Uf, acum mă simt prost! Ah, stai, cred că ar merge asta! Da, clar asta e soluția! Nu o să se mai întâmple iar! Bun, am cutiuța mea de tic-tac. O să scot bombonelele și o să iau capacul. Apoi, ascuțitoarea o să vină fix aici. Capacul se pune la loc pe cutiuță, iar acum pot să-mi ascut creioanele fără să mai fac mizerie. Pot să te întreb acum ceva? Da, am găsit o soluție, vezi? Wow, ce treabă-i steață! Cred că a sosit momentul! Sunt pe cale să-mi creez capodopera! Oamenii vor vorbi despre asta generații întregi! Eu folosesc hârtie neagră, așa o să iasă culorile în evidență! Adică, uită-te la galbenul ăsta! E un contrast deosebit! Să continuăm cu roșu! Folosesc o carioca pentru partea asta!
Oh, da, îmi place cum arată. Munca mea va fi în sfârșit recunoscută. Acum cred că voi folosi o carioca verde. Trebuie să las să curgă cerneala. Ce eforturi fac pentru arta mea, dar o să merite. E relaxantă treaba asta. Ok, cred că ajunge. Gata! Wendy, ia uite! Mă rog, cred că desenul meu îmi surprinde starea de spirit. Sunt atât de fericită! Wendy, vezi asta? Ce se întâmplă? Unde suntem? Mă bucur să fac parte din asta. Va fi foarte distractiv. Nu-i așa că e palpitant? Ia uite! Wow! Poți să-ți potolești entuziasmul. Stai! De unde a apărut acel buton? Hei, domnișoara rază de soare! Ia uite! Wow! E un buton secret! O să-l apăs! Nu! Stai! Ce s-a întâmplat? Nu știm ce face. Ar putea fi o capcană. Tot o să-l apăs! Wow! De ce ai făcut asta? Ok, s-ar putea să fi fost o idee proastă. Crezi? Ce ți-a dat impresia asta? Ar fi scântei peste tot. Nu putem lăsa să se întâmple asta. Ai o imaginație bogată. Wendy, uite! La ce mă uit? Știam că va funcționa. Poftim! Ai apăsat butonul, nu-i așa? Nu regret nimic. Să pictăm! Tare nerăbdătoare. Stai puțin. Haide, o să fie super. Ce faci? Las o baltă. Stai așa, cred că știu. M-a lovit inspirația. Ce pictezi? Vreau să văd. E un albastru frumos. Voi începe prin a picta un cerc mare albastru. Folosesc o placă de sticlă în loc de hârtie. Acum e timpul să schimb culorile. Voi picta o curbă lungă și mov. Până acum totul e bine. Ce e? Ce e asta? Haide, spune-mi! Dă-te! Nu prea-ți place contactul personal, nu? Ok, acum e șansa mea. O să iau asta. Nu înțeleg. Nu am terminat încă. Ce-ar trebui să fie? Îți bați joc de mine? Așteaptă! Vei afla în curând. Pune placa de sticlă pe șevalet. Poți conta pe mine? Voi așeza cealaltă placă deasupra. Gata? Nu, mai urmează! O să te dau pe spate! Ta-da! Isteață treabă, nu? E ca și cum ar fi 3D! Aș putea să mă uit la pictură toată ziua! Ce părere ai? Wow, e uimitoare! O ador! Așa mă gândeam și eu! Cum să concurez cu așa ceva? Aha, știu! Voi începe prin a împături o bucată de hârtie neagră. Vreau să o transform într-un dreptunghi mic. Pare ok. Apoi este timpul să o tai. Ce ar trebui să fie asta? Crede-mă, știu ce fac. Cred că-i gata. Uite, îți place? Nu știu ce este. Dar acum? Îți amintește de cineva? Seamănă cu mine? Bravo, sunt impresionată! Am făcut o treabă extraordinară! Wow, nu așa de repede! Cred că o să pun asta aici! Chiar am nevoie de o manicură, dar roja asta cred că o să fie ok! Arată foarte bine! Eu doar îmi rod unghiile! E mai ieftin decât o manicură și o gustare grozavă! Jasmine, uite! Drăguță! Dar nu avem materiale de pictură! Ce ne facem? Am o idee grozavă! O să arate super! Ce faci? Chiar arată destul de bine! Voi folosi pixul pentru a desena o rochie, dar are nevoie de un pic de culoare. Aici intervine lacul meu de unghii. Isteață treabă, nu? Ești nebună? Ce? E doar o ojă? Calmează-te! Ia uite! O voi aplica pe hârtie. O să se comporte ca o vopsea. Voi începe cu partea de sus. Am grijă să nu depășesc conturul, apoi voi completa secțiunile alternativ. Le voi picta pe unele și le voi lăsa pe celelalte goale. Exact așa! Arată bine! Mi-ar plăcea o rochie ca asta. Ar arăta uimitor pe mine. Este unică! Mă bucur că am o mână fermă. N-aș vrea să o stric acum. Dar nu am terminat încă. O să am nevoie de sclipici pentru următoarea parte. Îl voi presăra peste rochie. O să adauge puțină strălucire. Și asta ne dorim cu toți în viață, nu-i așa? Voi avea grijă să acopăr oja. Voi sufla excesul de sclipici. Și am creat o rochie frumoasă. Uite, sunt foarte mândră de ea. Da, a fost o idee grozavă. Eu ce o să fac? E dificil. Stai
așa, poate că e timpul să merg la pescuit. Oh, pare un loc bun. Cred că am prins ceva. Ce? Nu asta căutam. Înoată liber peștișorule. Să încercăm din nou. Oh, e unul mare. Haide măi, o șosetă veche. Pute. A treia oară e cu noroc. Ce e asta? O rolă de scotch? De-aia urăsc pescuitul. Stai puțin. Poate folosesc chestia asta. Merită să încerc. Da, știu ce să fac. Voi avea nevoie de o bucățică de scotch. Pare să aibă mărime potrivită. Am schițat rapid o ținută. Și voi lipi scotchul pe fustă. Acum colorez partea de sus. Voi începe cu această nuanță intensă de roz. Vreau să creez un efect texturat, așa că voi folosi culori diferite pentru a crea umbre. Sper să iasă bine! Ei, nu arată rău! Cred că aș putea face o meserie din asta! Jasmine, trebuie să vezi asta! Wow! Arată uimitor! Suntem super talentate! Nu o să ghicești ce s-a întâmplat apoi! Chris m-a invitat la film! Stai, aia e pizza? Wow, iubesc pizza, e preferata mea. Presupun că e ok. Ce? Jasmine? O să gătesc ceva fabulos, am tot ce-mi trebuie. Pur și simplu care așa ceva cu tine? Abia aștept să încep. Ce ingrediente ar trebui să am? Uh-oh, cred că o să strănut. E mult praf. Arăt ca o fantomă. Trebuie să ai grijă! Bleah! Ar fi fost făină peste tot! Așteaptă! Nu te grăbi, Jasmine! Ha? Ce e? De unde a apărut asta? Am secretele mele! O să o savurez! Stai! Am o idee mai bună! Voi întoarce pizza pe o bucată de hârtie! De ce? De ce faci asta? Așteaptă! Știu ce fac! Cred că a stat destul! Perfect! E exact ce-mi doream! Grăsimea s-a scurs pe hârtie! Nu pare o lucrare de artă! Încă? E timpul să fiu creativă! Voi picta în jurul grăsimii! Vreau să fac un cerc! Mi se face foame! O să mai pictez unul aici! Mă simt tare inspirată! Ok, ce urmează? Oh, știu! O voi înconjura cu vopsea galbenă! Gata! Artă suficient de bună pentru a fi mâncată! Wendy, o să-ți placă asta? Wow! Tu ai făcut-o? E super! Eu am doar cuvântul pizza. Am nevoie de mai mult decât atât. Și cred că știu ce. Da, cred că o să meargă. O să transform această pizza în ceva special. Voi uni literele, apoi desenez o felie de pizza în jurul lor. Am nevoie de niște ingrediente. Iar aceasta va fi mâna care o va ține. O să fie o felie gustoasă. Îmi lasă gura apă. Apropo de guri, cineva trebuie să mănânce. Gura mare! Acum pot adăuga celelalte detalii, cum ar fi ochii și o mână. Gata! Știu că o să-ți placă! Ce părere ai? Niam, 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 niam! Wow, e super tare! Cranț, cranț! Nu știu cum ești tu, dar mie mi s-a făcut foame! Congelează niște apă pe fundul unui vas. Scoate cubul de gheață din vas. Acum scoate-ți trusa de pictură. E timpul să devii un artist. Pictează direct pe cubul de gheață. Folosește vopsele de culori diferite. Când se topește gheața, vopseaua o să se miște și o să se rotească. Culorile o să înceapă să se amestece. Continuă să suprapui diferite straturi de vopsea. E chiar relaxant. Creează un efect grozav. Și produsul final e super tare. Te-ai prins? Ok, cred că trebuie să mă apuc de tema asta. Huh? Ce are pixul meu? Nu mai are cerneală! Tipic! E ok! Sofia? Hei! Ești bine, Luna? Pixul meu nu mai merge. Poți să-mi dai și mie unul? Nicio problemă! Sigur mai am unul de rezervă? E pe aici, pe undeva. Chestia aia nu e un pix. Stai așa! Huh? Că
Care erau șansele? Ce de obiecte! Trebuie să fiu mai organizată! Stai puțin, am o idee! Știu cum să-mi păstrez lucrurile îngrijite! Mai întâi trebuie să pun elasticul ăsta pe dosarul meu. Mai am nevoie de câteva. Acum pot să-mi depozitez toate obiectele aici. Și mai e spațiu și în interior. Toate obiectele se află în același loc și sunt și ușor de găsit. Arată bine, nu-i așa? Poftim, Pixul? Poftim? Da, mersi! E grozav! Visam atât de frumos! Testul ăsta e atât de plictisitor! Mie-mi place! Ești o tocilară! Poate o să mă distrez, nițel? Hei! Nu te mai purta ca un copil! Îmi place întrebarea asta! Trebuie să o șterg de aici! Stai puțin! Hei! Ce mai e acum? Ia uite! O să-mi frec Pixul ăsta de mânecă și apoi o să-l rotesc, nițel! Recunoaște că ești impresionată! Wow! Ești o vrăjitoare! Stai să încerc și eu! Nu cred că e corect! Un magician nu-și dezvăluie niciodată secretele! Poate că am nevoie de mai multă fricțiune! Așa! Nu reușesc! Știu! Pot să-mi folosesc creierul ca să-mi dau seama cum se face! Uitam de gravitație! Și rotația pământului înseamnă... Știu! Hai să încercăm iar! Nu e magie! Mă rog! Elevi, nu vorbiți! Scuze! Te-a prins! Ups! Sunt cu ochii pe tine, Sofia! Lucrezi, vedeți? Ăsta e ultimul tău avertisment! Stai! Sunt sigură că aveam un pix! Se pare că o să pic testul ăsta! În sfârșit acasă! Ce zi! Vremea e atât de rea! Trebuie să strâng umbrela asta! Vai! Ce-o pățit luminile? Măcar am lanterna asta! Poate o să văd care-i problema! Nu-i ok! Nu se poate întâmpla iar asta! Dar ce să fac? Poate merge să folosesc sticla asta de suc! E timpul să trec la treabă! Pentru trucul ăsta o să ai nevoie de o sticlă goală de suc! Ok, hai să începem! Taie gâtul și fundul sticlei! Fă la fel cu o a doua sticlă! Bag o sticlă în interiorul celeilalte! Apoi bag o sticlă mai mică în interiorul celor două! Chestia asta e perfectă pentru o zi ploioasă! Bună, Sofia! Bună! Ai văzut ce vreme e afară? Plouă rău! Nu! Nu faci asta! Ce are? Trebuie să folosești chestia asta! Trage sticlele peste umbrelă! Nu o să mai curgă apa pe podea! O să se strângă pe fundul sticlei! Poftim! Wow! Chiar e utilă chestia asta! Ai grijă! Scuze! Se pare că o să aduc lanterna! Intrați! Bună ziua! Voiați să mă vedeți? Luați un loc, vă rog! Avem o problemă! Uitați cum arată tema Sofiei din clasă! E o rușine! Vai de mine! Hei, mă plictisesc ușor! Trebuie să înceteze! Stați, mă sună cineva! Alo? Sofia! Sunt atât de dezamăgită! Revin imediat! În sfârșit a plecat! Vrei să ne jucăm? Poftim! Ia un creion și hai să ne jucăm! Pe bune? Am luat unul? Nu o să meargă așa! Stai să mă gândesc! Trebuie să putem folosi ceva de aici! O să pun o bandă de scotch pe caiet! O să pun încă una lângă ea! Apoi două benzi orizontale! Acum am nevoie de niște agrafe de birou! Și de clemele astea! Ok, încep eu! Hai, e rândul tău! E distractiv! O să-mi pun clema aici! Frumoasă încercare! Un blocaj bun! Devine tensionată treaba! Nu de data asta!
Poartă-te normal, nu bănuiește nimic! Ce se întâmplă? Ea e de vină! Am nevoie de o vacanță! Haide, de ce durează atât de mult? Te iubesc, domnule unicorn! Ui! Am reușit! Am obținut casa! Fiu! Hai să ne apucăm de împachetat! Poftim, dragă! O să scap de asta! Ok, o să încep de aici! Wow, avem o grămadă de chestii! Strângeți jucăriile, scumpo! Intrați acolo! E timpul să faceți nani! Nici pe voi nu v-am uitat! O să lipesc aici și o să fie gata cutia asta! Am terminat, mami! Îmi dai și mie scociul? Poftim! Unde-i capătul? Oh, e lipicios! Ești ok, Sofia? Oh, nu! M-a prins, mami! Ajută-mă! Nu te mișca! Așa! S-ar putea să te doară? Gata! Mersi, mamă! Ok! M-am întors la împachetat! Stai puțin! Asta ar putea să fie utilă! Ușurează folosirea scociului cu acest truc! Bagă o bridă printr-o rolă de scoci și fixează-o! Apoi tai excesul! Ar trebui să fie de ajutor! Poftim, mami! O să lipesc cutia cu scoci, apoi o să folosesc brida ca să-l tai! Încearcă și tu, scumpo! Wow! Ce responsabilitate imensă! O fac, mami! E grozav! Ești de mare ajutor! Ce e zgomotul ăla? Ah, am avut o problemă! Un pic de ajutor? M-am camuflat perfect! Țintă găsită! De ce? Mi-am dat silința! Nu-i corect! Hei, planta aia vorbește cu mine? Aici! Eu? Vino aici! Ok! Ia un loc! Scuze, planta asta mă atacă! Care-i problema? Am luat un 4! Dar te pot ajuta eu! Ia uite! Wow! Un 10? Nu e gratis! Corect! Wow! Mersi, străină dubioasă! Dar cum ai făcut-o? Probabil că n-ar trebui să-ți spun, dar ca să iei 10 la test ai nevoie doar de un creion mare! Folosește un bisturiu ca să tai guma de șters și să sculptezi un 10! Înmoaie guma în vopsea roșie, apoi ștampilează foaia cu testul! Vezi? E simplu! Wow! Trebuie să țin minte chestia asta! Mulțumesc! Sunt prietenele mele! Fetelor, ia uitați! Puteți să luați un 10! Dă-te din calea mea! Afacerea e înfloritoare! Ia un loc! Poftim! Merită pe deplin! Mulțumesc! Dăm banii! Hei, wow! Nu e gratis! Mersi! Iar mi-ai folosit farturile? Vai! Sunt frumoșică! Annie, ce ți-am zis? Nu mai faci niciun pas! Ce vrei să... Ce s-a întâmplat? Nu se poate! Chiar am mers? Asta e pentru că ai fost rea! Ajutor! Eu am ajuns prima, fraieră! Lasă-mă să intru! Îmi vine să fac pipi! Cred că nu o să mă grăbesc! E atât de nedrept! Am o idee! E nevoie de un super spion! Mi-am luat echipamentul de ultimă generație! Acum trebuie să deschid încuietoarea! Antrenamentul meu se dovedește a fi util! Nici o problemă! Acum trebuie să găsesc ținta! Țintă identificată! Se pare că se bucură de baia ei! Cred că o să mă distrez, nițel! Da, 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 da. Annie? Nu, te rog! Ai zis că nu te grăbești! E uimitor! Vai! Știu! Annie, nu e amuzant? Cred că
că trebuie să te răcorești. Noroc că am gheața asta. N-o să îndrăznești. Brr, e rece. Ups, mi-am terminat treaba aici. Nu mai simt nimic. Wow, jocul ăsta e incredibil. Ești atât de drăguț. Ce somn bun. Oh, nu, atât e ora? Hei, Gabi! Atât de rece. Trebuie să o ajut. Cred că stai bun. Nu-mi simt degetele de la picioare. Ciocolată caldă? Mersi. Te rog să nu-i spui mamei. Bun, Annie nu e pe aici. Trebuie să fiu rapidă. Clar nu e aici. În sfârșit sunt în siguranță. O să folosesc biroul ca să blochez ușa. E bine să fii cât mai precaut. Chestia asta e grea. Stai acolo. Oh, e bun și scaunul ăsta? Cred că e ok. Bănuți iubiți, intrați în pușculița mea. Annie nu o să vă găsească niciodată. Ah, serios? Pot să mă relaxez. Glumești? Bună, Gabi! Mersi că mi-ai zis de bani. O să iau eu chestia aia. Se pare că am dat lovitura. O să se termine rapid treaba asta. Opa! A fost distractiv. Wow, ce mulți sunt! Sunt bogată! Banii mei! Am muncit pentru ei! E frumos să-i împarți. Am investit înțelept banii. Asta e viața adevărată. Nu pot să cred că ai făcut asta. Dăm banii. Bine. Doar atât? I-ai cheltuit pe toți? Da, și aș face iar. A meritat pe deplin. Mă bucur mult că s-a terminat școala. În sfârșit mă pot relaxa. Oh, suc! Ce bine arată! O să beau nițel. Ce suc bun! Bună, Gabi! Un record personal! Da! Bună, îmi dai și mie să beau? Stai așa, încă puțin. Hai, de doar o gură! Imediat îți dau. E super bun! Chiar trebuie să beau ceva! E foarte sete, Annie! Ah, da, știu! E ridicol, dar știu ce trebuie să fac! Aproape am terminat! Oh, nu! Răzbunare! Oh, ce drăguț, îmi torni un pahar! Cred că ajunge! Perfect, o să-l iau eu! Ai dreptate, e bun! Îl vergi! Gabi, termină! Ce amuzant e! Ce e scomotul ăla? Ah, a venit mama! De curând! Am ajuns acasă! Vai de mine! Annie, ce s-a întâmplat? Am uitat paharul! E o glumă? Fă curat! Acum! Arată atât de bine! Abia aștept să o mănânc! O pizza întreagă, doar pentru mine! Miroase delicios! Oh, pizza! Îmi dai și mie o felie? Știi, s-ar putea să o iau pe toată! Ador pizza! Wow, e incredibilă! Ți-ar fi plăcut la nebunie! Nu mănânci tu? Termină! Nu mă grăbesc! Și-mi savurez pizza! Azi e ziua perfectă! E atât de gustoasă! Wow, e super sățioasă! Doar o gură, te rog! Ce bună e! Ok, te pornesc la loc. Stai, am o idee. Ai nevoie de un ingredient în plus pe felia ta? O să ador chestia asta. Doar puțin. Cred că ajunge. Poftim! Gabi! E ok, stomacelule, o să mâncăm noi ceva. Nu pot să mănânc chestia asta. Sau pot? O să iau doar o guriță. E ok. Ah!
Chestia asta e atât de lipicioasă și moale! O ador! Ia uite! Ne vedem la petrecere! O să fie super distractiv! Stai puțin! Hainele mele! Annie, termină! Aia e blusa mea cea mai bună! Te rog, nu! Iu, era cât pe ce? Oh, nu! Am slime pe bluză! De ce-mi distrugi mereu lucrurile? Cred că știu cum să o învăț minte. Am nevoie doar de telecomandă și de insectele astea. O să fie grozav! Oh, Annie! Ia uite ce am eu! Gânganii? Nu! Pauză! Ce față ai? Oh, ăsta se încolăcește! Wow, ce multe sunt! Te rog, o să fac orice! Să nu uităm de ăsta! Trebuie să-ți închidem palmele, ca să ne asigurăm că totul e moale! Oh, pare suculentă treaba! Distracție plăcută! E atât de scârbos! O să vomit! Dați-vă de pe mine! Vai, ce zgomotoasă e! Exact cum am plănuit! Vreau să beau ceva! Cămile astea sunt atât de sus! O vreau pe asta! Aproape am apucat-o! Nu! E nasol! Ce-a fost aia? Poate că n-o să observe! Ce s-a întâmplat? Nu! Annie! Ah, bună! Ce mai faci? Mi-ai spart cana preferată! Am ceva special pentru tine! Ce drăguț! Mersi! Până aici! Nu, nu! O meriți? Stai, am o idee mai bună! Nu te mișca! Sper că ai un echilibru bun! Și te deblocăm! Ok, a fost o treabă isteață! Poate dacă... Oh, nu! Mama o să fie furioasă! Annie? Astea erau cănile mele cele mai bune din porțelan! Dar, mama, a fost... Asta pare ok! Pe cine păcălesc? Trebuie să pot purta ceva? Wow, ce haine frumoase! Pot să mă îmbrac și eu cu ceva? Nu, pleacă! Asta e drăguță! Dar acum? Nu! Te rog frumos! Of! Asta e ținuta! E atât de palpitant! Unde e? Îi arăt eu lui Gabi! Oh, nu! Ar fi trebuit să te poți frumos cu mine! Iuhu! Fusta asta e urâtă! Ce pantalonași simpatici! Annie, e rușinos! Bună, ești ok? Stai să te ajut! Trebuie să te duc în casă! A fost atât de romantic! Hei, Gabi! Vrei să desenăm? Stai puțin! Nu! Dar ar fi distractiv! Bună, Gabi! Hai să ne jucăm cu păpușile! Uite ce-ai făcut! Ce copil ești! E un antrenament bun! Te aud! Nu pot să mă lași în pace! Ești atât de enervantă! Distrugi totul! Wow, ce nervoasă ești! A fost urât! E timpul să învățăm pe Gabi bunele maniere! Serios? Chiar acum? Îți plac antrenamentele intense? Sunt atât de grele! Nu, sunt fragilă! Sunt impresionată! Ok, ajunge! În sfârșit! Arăți bine! Ups, mai bine mă feresc! Vin înapoi! Wow! Bopseaua asta e super frumoasă! O să prezez o folie de plastic pe ea! Oh, te ajută să scapi de stres! Zici că e o operă de artă modernă! Hai să încercăm ceva diferit! Folosesc ștergătorul ăsta de geamuri ca să întind bopseaua pe hârtie! Pictura asta clar ajunge pe peretele meu! Ce zici de un model în valuri? Îmi place la nebunie!
De data asta folosesc picături de vopsea. O să trec plasticul peste ele. Îl mișc dintr-o parte în alta. Există atât de multe posibilități și fiecare picătură e unică. Aș putea să deschid o galerie. O să mă îmbogățesc. M-am plictisit. Glumești! E timpul pentru gustări. Hai să facem lucrurile mai interesante. Hop, așa! Bine! Am prins-o! Știu, e impresionant! Crezi că poți să bați treaba asta? Te rog, aș putea să fac asta cu ochii închiși. Ia uite, o să te dau pe spate. Ochiul meu! Ce spuneai? Mai exersează, o să reușești până la urmă. Vreau să pictați un curcubeu și să fie frumos! Ador curcubeele! Mie nu-mi plac culorile. Cine râde acum? Abia aștept să încep. Curcubeile au ceva magic. Ce faci? Ce tocilarie! Annie, ce mai aștepți? Treci la treabă! Dacă trebuie, dar mie îmi place doar negrul. Hai să terminăm mai repede. Dacă vreți un curcubeu, o să vă dau un curcubeu. O să fie cel mai tare curcubeu din lume. Am terminat! Am vrut să surprind frumusețea lui. Vă place? Avem un adevărat Van Gogh în clasă! Cum merge treaba, Annie? Ta-da! E ok, puteți să nu mai aplaudați! Ai mai văzut un curcubeu, nu? Ora asta e o prostie! Părerea mea despre curcubeul dumneavoastră! Stai așa! Dă-mi cariucile alea! O să le aranjez în formă de curcubeu! Acum îmi trebuie pistolul de lipit! O să lipesc cariocile între ele! Aștept să se întărească lipiciul! Acum e timpul să desenez! O să frec cariocile pe foaie! O să creez un arc cu ele! Wow, arată bine! Culorile se contopesc! Ce metodă simplă de a desena! Ok, gata! Dar n-am terminat încă! Cu o carioca neagră am desenat un curcubeu pe o folie de plastic! Nu e curcubeu, e curcubeu! Șmecher, nu? Acum îl vedeți? Acum nu-l vedeți! Oh, a reapărut! Ce vrajă-i asta? Wow, incredibil! Mi-am terminat treaba! Stai puțin, ai un tricou multicolor pe tine? Nu-ți plăcea doar negrul? Ce? Nu! N-ai văzut asta? Să nu sufli un cuvânt! Buzele mele sunt pecetluite! Tema mea e aproape gata! Desenul ăsta o să fie grozav! Serios? Vreau să-l văd! Nu! E încă în lucru! Ai răbdare! E gata! Și e frumos! Ce zici? Ce e? E un cartof? Stai puțin! Poate dacă mă plec... m-am prins! E o rățușcă! Poftim? Nu! Știam! Trebuie să mă uit mai de-aproape! Adică foarte de-aproape! E evident! E o lămâie, nu-i așa? Nu, nu e o lămâie! Da, îmi era teamă că o să zici asta! E dificil! Ce-mi scapă? Glumești? Normal, e clar o banană! Știi ceva? Las o baltă! Scuze, scumpo, ce e? E Pikachu! Da? E nasol! Oare ce nu te-am luat? Un patru? E groaznic! Ar fi devastată! Dar cred că pot să rezolv problema! Îl pun pe Pikachu aici! Trebuie să ascut creionul ăsta. Și mi-am amintit că trebuie să cumpăr o ascuțitoare. Mult mai bine. O să iau un alt creion și o să le leg cu un elastic din cauciuc. Fac asta și celălalt capăt. Acum o să urmez conturul imaginii. Trebuie să respect liniile. Al doilea creion o să reproducă totul pe o foaie albă. E mai simplu decât desenatul cu mâna liberă. Gata, arată bine. Nu mai am nevoie de ăsta. Acum trebuie să-l colorez. Ce zici, Ava? Wow, e perfect! Mersi, mamă! Mă pregătesc să plec la școală, nu vreau să întârzi! O zi minunată, scumpo! Să iei nota 10! Oh, nu! Ava, stai! Mi-e foame, vreau o gustare! Profesoara e ocupată? Asta e șansa mea! Țin întotdeauna o gustare de desubt în caz de urgențe! Aici era! Trebuie să fiu rapidă! O să se enerveze dacă vede asta! Ales un jeleuri? Hai! Ignorați asta! N-ați văzut nimic! Poftim? Să nu îndrăznești! Nu mă puteți opri! E dezgustător, Ava! Îmi e tare rușine de mine acum, dar nu regret nimic! O să mă prefac că nu s-a întâmplat asta!
Nu mi-am satisfăcut pofta de ronțăit. Noroc am ascuns chipsurile astea. Sunt perfecte. Trebuie să le ascund. Merge suportul de creioane. Fii calmă, e doar o zi obișnuită. Ce bun e! Aveam nevoie de așa ceva. Gura mare! Oh, ce drăguț! Stai puțin, ce ciudat! N-am o a treia mână. Bună, Ava! Chipsurile sunt interzise. M-ai auzit? Da, v-am auzit, dar n-ați zis nimic de gogoș. Ce se întâmplă acolo? Uh-oh, diversiune, diversiune! Sunt cu ochii pe tine. Mă rog, sunt mult mai isteață ca ea. Aha, te-am prins! Ce? Mă mănâncă rău. Ceva nu e în regulă. E și rată. Trebuie să iau măsuri drastice. Manechinul ăsta o să fie util. Trebuie să-i fac o schimbare de look. Așa, uitați-vă în altă parte. Pe asta o căutam. Cred că o merit. E cea mai apetisantă gogoașă din lume. Glazură roz și bombonele. E o capodoperă. Să nu mănânci chestia aia. Te-am avertizat. Sunteți cheală? Dă-mi-o! Oh, nu e corect! Sper să nu mâncați! Dă-i drumul! Acum, Ava! Dacă te-ai străduit atât de mult și pentru școală! Gata! Ai înțeles? Trebuie să dau note acum! Da, bine! Stai puțin! Am o idee grozavă! Mai întâi desenez două cercuri mici. Apoi le unesc. Fac la fel și pe partea de deasupra. Acum desenez o linie ondulată. O fac până la capăt și apoi pe jumătatea superioară. După ce am făcut schița în creion, pot să vin deasupra cu un pix. Așa o să iasă în evidență. Trebuie doar să-mi urmăresc schița inițială. Nu o să fac nicio greșeală. Nu vreau să stric ceva acum. Arată exact ca o gogoașă. Poți folosi o radieră pentru a șterge creionul. Apoi o să colorez. Completez doar zona din interiorul liniilor ondulate. Asta o să fie glazura. Lasă gura apă. Acum pot să colorez gogoașa. Fac asta cu un portocaliu închis. Folosesc un corector pentru bombonele. Îl aplic peste glazură, apoi adaug niște umbre. Trebuie doar să urmăresc conturul. Fac la fel cu bombonelele. Așa pare reală. Cred că e gata. Trecem la pasul 2. E timpul să fac schimbul. Ești a mea, gogoșico, și o să las desenul în cutie. Ha? Cine e acolo? Sigur am auzit ceva. Ce? S-a întâmplat ceva? Îmi citesc cartea? Ok, dar sunt cu ochii pe tine. Cine ar fi crezut că o carte poate fi atât de utilă? Mi-ascunde perfect gogoașa. Grăbiți-vă! Duceți-vă la următoarea oră. În sfârșit au plecat toți. Abia așteptam momentul ăsta. Stai! Ce se întâmplă? Asta nu e o gogoașă. Am fost păcălită. Ava! Selfie! Ce drăguț arătăm! Sper că n-am întârziat la oră. Apropo de drăguț, ia uite, e Kevin! Vai, cum arăt? Bună, Kevin! Aici! Aici erai! Speram să te văd! Wow, e divin! Am fi un cuplu frumos! Oare cum i-ar chema pe copiii noștri? Cui pasă? Ar fi adorabil! Stai! Ce s-a întâmplat? Nu! Nu e nimic între noi! Așa zici tu! Trebuie să plec! Deci, se pare că sunt iar singur! Bună, Ava! Trebuie să vezi asta! E amuzantă! Nu cred! Oh, ce urât! Ava, aici erai! Ți-am luat o înghețată pe băți! Nu! Nu vreau! E de ciocolată, preferată ta! Nu! Pleacă! O să se topească! Ok, mai încerc chiar! Apropo de Kevin... Oh, a plecat! Stai! Poate e util ăsta... Mai întâi decupez un cerc dintr-o bucată de hârtie. Apoi desenez o față pe el. Cred că aleg emoji-ul care râde și plânge. E clasic! Acum îmi trebuie un cerc galben și unul roz. Le pun peste emoji. Îl decorez pe cel de deasupra cu emoji-ul cu inimioare. E drăguț! Uite-te la el! Acum mai adaug două cercuri și desenez un alt emoji. Cred că ăsta trebuie să fie trist. Înveselește-te, micuțule! Pun un cerc roz deasupra lui. Îl întorc și lipesc bețișorul pe spate. Vreau doar să fiu fericită. Ava, trebuie să vezi ceva. Ce mai e acum? Așa arăți tu. Trebuie să zâmbești iar. Foarte amuzant. Asta simt eu. Te iubesc.
iubesc! Ești prietena mea cea mai bună! Ce caragioasă ești! Da, știu! Dar e haioasă treaba, nu? Presupun! Îmi pare rău, Ava! N-am vrut să se întâmple asta! Stai așa! Vezi și tu? Nu se poate! Ce amuzant ești, Kevin! Meh, nu e genul meu! Deci tu ai făcut chestia asta?